Angajații complexului energetic Oltenia au ieșit din nou în stradă. Grupul tot mai numeros nu cedează, solicitând aplicarea legii minerilor. Oamenii se arată intrigați de poziția prefectului, care refuză să intre în dialog cu protestatarii. Nu cedăm! 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 Probabil prefectul nostru este tot în vacanță, pe unde o fi, pe unde o umbla, sau poate l-a luat somnul, poate doarme, că înăuntru e căldură, e căldurică. Iată că intrăm în luna februarie 2022, protestăm din luna ianuarie și prefectul nu ne-a întrebat ce-i cu voi pe aici. De ce suntem aici? Să ne cheme, să cheme câțiva reprezentanți. Domnule, de ce sunteți aici? De ce protestați? Să anunțe și el mai departe guvernul, așa cum sunt procedurile și așa cum are în fișa postului. Pentru că el e plătit din banii noștri, noi toți facem niște sacrificii, fac aici o paranteză, lucrătorii români au cea mai taxată muncă din toată Uniunea Europeană. Taxele astea pe care le pun pe mână pe munca noastră ajung și în buzunarele acestor funcționari. Și nu-și, conform fișei postului, nu-și îndeplinește atribuțiunile, să anunțe la București. Dom'le, vezi că sunt niște mineri și energeticieni în piața prefecturii din Târgu Jiu, și strigă că nu e normal să dați oameni afară, să puneți oameni pe liste anul acesta, să trimiteți oameni mineri și energeticieni în șomaj, să rămână pe drumuri, în timp ce țineți o lege blocată. Manu Tomescu a vorbit și despre planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Caută investitori și caută împrumuturi pe la bănci ca să construiască aceste eventuale grupuri pe gaz și parcuri fotovoltaice. Deci ne-au mințit, fără să exagerez cu nimic, și dumneavoastră puteți judeca dacă ne-au mințit sau nu ne-au mințit. Pe moment ce tu ai spus că în paralel vei demara construcțiile și noi vedem că deja ai închis două grupuri, anul ăsta mi se pare că în 2022 vor să mai închidă unul sau două, fără să pună nimic în loc, și ei vin și ne spun nouă, domne, ajutor de salvare al companiei. Cum mai bă o salvați, mă? Când dați 8.000 de oameni afară, fără să creați nicio alternativă, fără să puneți nimic în loc. Hai că nu vă gândiți la noi, la oameni, da? Că probabil vă face socotelile, dă-i bă, dracu, să descurcă ei. Ișa bagaze, pleacă prin Europa la muncă. Dar nu vă gândiți nici din punct de vedere economic, că județul ăsta va ajunge vai de mama lui și toată regiunea asta a Olteniei, că avem colegi și din Craiova 2, din Ișalnița, din Turceni. Deci toată zona a Olteniei va avea numai minusuri din punct de vedere economic, din punct de vedere social. Parlamentarii gorjeni, care s-au bătut cu pumnul în piept că se luptă pentru Gorj, sunt criticați pentru lipsa de implicare în ceea ce privește dezvoltarea județului. Lipsa investitorilor, dar și traiul modest, au dus la depopularizarea zonei. Potrivit statisticilor, Gorjul este printre județele cu cea mai îmbătrânită populație.